Inteligență și pasiune în domeniul roboticii. Aceste două calități le caută inițiatorii unui concurs care va avea loc la Timișoara. Evenimentul de talie internațională va valorifica cunoștințele participanților în domeniul IT. Este vorba despre un concurs de roboți creați de studenți care vor fi supuși la anumite probe. Competiția este cât se poate de autentică în domeniul roboticii. Studenții sunt îndemnați să creeze roboți care vor fi testați în diferite probe. Scopul concursului constă în crearea, programarea și testarea unui robot autonom care îndeplinește cerințele probei specifice, potrivit Tion.ro. Printre probe se numără cea de urmărire fără eroare a unui traseu, precum și o probă de ieșire din labirint sau una în care robotul trebuie să-și împingă adversarul în fața unui ring circular. În urma competiției, studenții vor obține diverse premii, vor dobândi experiență și își vor dezvolta capacitatea de aplicare a noțiunilor teoretice în practică. Înscrierile pentru concurs se desfășoară până pe 24 martie inclusiv.